Onorată asistență, dragi prieteni, ne asumăm îndeplinirea până în 2023 a tuturor condițiilor pentru a depune cererea de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova este prin definiție un stat european, iar năzuința legitimă a majorității cetățenilor Republicii Moldova a fost și rămâne aderarea la marea familie a țărilor europene. Odată cu semnarea acordului de asociere, ponderea politică și economică a Uniunii Europene în Republica Moldova a crescut considerabil. UE este primul partener comercial al Republicii Moldova, aproape 70% din exporturi merg în Europa. UE susține activ creșterea economică și crearea locurilor de muncă în țara noastră, oferind suport continuu întreprinderilor mici și mijlocii. Datorită liberalizării regimului de vize, din aprilie 2014 și până astăzi, peste 1 milion de cetățeni au avut oportunitatea să beneficieze de deschiderea spațiului Schengen, fie că au mers la studii, în vizită la rude sau au plecat la muncă. Uniunea Europeană ne ajută să consolidăm infrastructura rutieră, să asigurăm securitatea energetică a țării. UE susține financiar procesul de promovare a măsurilor de încredere în reglementarea transnistreană. UE este cel mai mare furnizor de asistență tehnică și financiară nerambursabilă pentru Republica Moldova, destinată sprijinirii reformelor politice, economice și sociale în țara noastră. Odinioară, țara noastră era cel mai mare beneficiar pe cap de locuitor de asistență financiară din partea Uniunii Europene, din vecinătatea apropiată. Din păcate, în ultimii 3 ani, acțiunile nesăbuite a celor de la guvernare, care au condus la suspendarea întregii asistențe bilaterale și de fapt au înghețat relațiile cu Uniunea Europeană. Instalarea unui guvern nocturn din trădători și transfugi aflați la cheremul uzurpatorului, distorsionarea sistemului electoral în favoarea binomului PD-PSRM, acoperirea cu impunitate a celor care au furat 1 miliard din buzunarele a fiecăruia dintre noi, brutalizarea celor 7 profesori deportați în stil încăvădist, violarea principiilor fundamentale ale democrației prin invalidarea alegerilor din Chișinău, au condus la faptul că întreaga Uniune Europeană, inclusiv Parlamentul European, bate alarma spunând că acest stat capturat trebuie returnat cetățenilor. Noi, partidele pro-democratice și eminamente pro-europene, flancați de cele mai luminate minți din societatea civilă și susținuți plenar de majoritatea cetățenilor acestei țări, avem determinarea de a elibera acest stat din ghearele uzurpatorilor, oligarhilor și profitorilor de tot soiul. Ne angajăm într-un proces asidu de reforme structurale cu scopul asigurării stabilității instituțiilor ce garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, respectarea și protecția drepturilor minorităților și o economie socială de piață funcțională. Astfel încât la finalul unui mandat de 4 ani să îndeplinim toate condițiile pentru solicitarea calității de membru al Uniunii Europene. Odată ce ne îndeplinim conștiincios temele de acasă, onorați de suportul plenar de care ne convingem și astăzi, a prietenilor și partenerilor noștri din cea mai mare familie politică pan-europeană, cea a popularilor europeni, dar și grație respectului de care ne bucurăm din partea tuturor celorlalte familii politice europene, vom putea capitaliza pe asistența tehnică și suportul politic necesar pentru materializarea voinței majorității cetățenilor de a trăi în pace și bunăstare alături de frații noștri de peste Prut, în marea familie europeană. Grație unor oameni profesioniști, devotați, integri, o mică parte din ei îi avem în scenă, însă adevărata echipă este aici în sală
și pe întreg teritoriul țării și cu siguranță în diaspora. Împreună! Doar împreună vom reuși să construim o țară după chipul și înfățișarea noastră. O țară demnă, unită și solidară. Și neîndoielnic, o Moldovă europeană.